Nu ne înțelegi bine la acelea proprie, mai ai prezit de matematică. A, așa, clasa a 5 ani. No, așa cum am văzut, vă pregătiți și vouă problema, să vedeți cât de frumoasă este. Ce a făcut pentru Mario? Deci, spunem așa, folosim doar cifre, atenție, doar cifrele de la 1, deci până la 7, doar cifrele de la 1 la 7, o singură dată, și având voie să faci și mai operația de adunare, găsiți variante de numere. Dar folosim obligatoriu toate cifrele. Atenție! Deci o folosim obligatoriu, doar o singură obligatoriu. Toate cifrele de la 1 la 7, o singură dată, să construim variante, încât suma numelor respective să facă la sfârșit egal 100. Acum voi să folosim numai adunarea? Numai adunarea. Păi da, cifrele de la 1 la 7 este ascuțit. 71. 71, ia să luăm. 17. Deci 17 plus... 17 plus... Hai, e foarte frumos! Dar nu am să gândesc, că nu înțeleg! 17 plus 28 plus 6 plus 6 plus 26 plus 26 plus 26 plus 26 plus 26 plus 26. Hai că e mea ideea asta, hai să vedem! Nu știi ce? Domnul profesor, am calculat! Domnul profesor, și calculatorul! Domnul profesor, 17 plus 26. 17 plus 26. Plus 35. Plus 35. Nu mai trebuie să domnul profesor. Plus 44. Oooo! Și că? Dar cum 44? Hello! 4 e de 2 ori. Hello! Și ai 1, 2, 3, 4 de 2 ori nu-i bun, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5. 5. Plus 64. Plus 64. Plus 21. Plus 7. Plus 7. Plus 3. Dar ia. 100. Ia că l-a luat și calculator că eu sunt. Uitați, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fără să se repete. Așa ceva nu este corect. Și el mai are variante acum. Nu, știi ce? Face și voi. I-am făcut! Mi-a dat o sură și-a verificat. Ba, ia treci la banca, aici să nu crezi. Bine! E atât de frumos să găsești și să faci cu toți. Până când descoperim tehnica. Dar să nu se vadă nimeni la mine în carte. Aaaa! E și vezi, e spectaculos. Și mai eu cer toate variantele. De ce ai niște lucruri despre fapt? Toate variantele. Nu, am găsit 104. N-ați puțin, am găsit 109. Dar chiar 109 am găsit 104. Sunt aproape, sunt aproape. N-ați puțin, că nu știu exact ce... Ce vreți? Să dea 100 la adunare. Na, da. Cum să aranjez un medic un prim? Este un prim model care se face 109. Așa, cum o variantă, să se găsiți. Mi-am făcut 30 de minute. Bă, vină acasă, trebuie. Ai găsit-o? Hai, două! Două! Să nu țin stabil. 78, 14. 15. 14. 15 am zis. 78. 9. A, 15. Gata, am găsit. Care? Hai zi. 12, 35, 46. 12 plus 35. 35 plus 46. Da. Plus 7.
Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sunt. Și acum să facem calculul. Să vedem dacă... Da, da, 100. Este egal. Hai, Daria, că zici și tu una. Dar nu mai caut. Hai, Daria, te mai caut. Ce? Sunt foarte multe variante. Sunt multe și mai are o zi. Nu, dar trebuie să fie. Am înțeles regula. Da? Se vede. Nu, am la 20 și ceva. Trebuie să merg cu ceva. Aha, este de o frumusețe rară, pentru că trebuie găsit o... Am făcut șapte de două! O șmecherie, corect? Da, da, da. Șmecheria? Bineînțeles. De aceea... Ai mai găsit una? Nu știu. La o... nicio șansă se poate număr. Bata, am mai găsit una. Ia. Care? 13, 24, 56 și 4. 13 cu 24. 156 cu 7. Am mai găsit una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
2, 7 și cu 10. Dar poate o găsit din erou. Care e algoritmul, bă, dragul lor? Trebuie să spun că observația mea, că n-a fost extraordinar de important. Deci neapărat trebuie două numere din două cifre. Deci două numere din două cifre. Cel puțin. Da. Cel puțin. Da, cel puțin pentru că se poate și cu trei. Da, da, deci, trei nu se poate, dar deci, cel puțin două trei. Da, deci, da, nu ai poate, dar nu se poate. Deci cu un singur număr din două cifre nu se poate. Da, dar am mai făcut una. Nu mai dau. Am mai făcut una. O să vă faceți. 42. 42. Mă dar 57. 57. Plus 13. Plus 7. Plus 6. O să mai spun una. Mă las de mine să ai două profesori, nu mai fac. Aia nu-i bună. 42, 57, 36. Uite, ai văzut mai de 10. Asta faci. N-am făcut și eu, un profesor, nu știu dacă e mâini. Dacă ai făcut și 57. 57. Plus 13. Plus 13. Plus 24. Plus 24. Plus 6. Plus 6. Da, pare eu. Să știți că m-am luat după al Mario. Da, deci... De 42 am făcut 24. Da, eu dau pleacă. Mai încerc. Deci vor multe ori două cifre, trei. Este un moment când se schimbă. Deci neapărat să începe cu două. Da. Dacă începeți cu două, trebuie să faceți cu numerele 76, cel mai mare o putință. Și 76 îi trebuie un 10 și un 2, cel mai mic, din două cifre. Da, mai cu una. Da, și l-am făcut 88. Și acum am făcut din asta 88. Și acum ce numere mai trebuie? 3, 4. Deci plus 3, plus 4 și plus 5. Și 100. Și face 100, da. Acum, asta e aranjarea cu 76 ca din start, să zic așa. Da, să duci 76. 75 plus... 13 plus 13, joc aici, plus 2, plus 3, nu 3, plus 4, plus 5. Da, domn profesor, am mai găsit un an, o să spun ceva. Nu plus 5, plus 6. Plus 6, da. Cu 5 la capul, da, și este. Toate au putut 3. Și observați, cu 76, 75, 74, 73, 72, 71. Da, 71 merge. 71 merge, pe clar, consumat de 1. Profesor, am mai făcut. Consumându-l pe 1, nu mai poți face 10. Da? Deci, 72 plus 10, ca să fie puțin, dacă 71, 20 și sare foarte repede. Da. Deci, 72 e ultima. Cum încep? 67, 65, 64 și cu 10 ani. Nu, cu 20 ani. Dar acolo, la 76 cu 2, dar să jucăm tot pe 76 cu 13, să la 2. Deci, da. Eu jucam așa 76 acolo. Deci, încă la 76 jucam. Bun, dar am vrut să vă atrag atenția că atunci când folosim cu două cifre, cu și cifra 10 ori 7, atunci trebuie unul la construcția celui de-al doilea. Da. Am înțeles, da. 10, 10. Când folosesc cu 60, îmi trebuie, nu știu dacă mă mai descurc cu 10, îmi trebuie 20 ca scurt. Da, da, da? Da. 67 și 2, aici consumat. Păi se putem uita pe exemplu cu 60 și vedem, uita, 67, 23, 65, 24. Exact, exact. Da. Deci aici trebuie jucat, așa. Și-ți mulți și să știți. Da.
Pentru că trebuie la fiecare parte. Dar mai la primul simplu, m-ați plecat 76 cu 12. Așa. Da? Pentru că 76 cu 13 plus 2. Ca aceea 76 plus 14. Deci trebuie să fii tot combin pe acolo. De acolo la cifra unii trecilor. Asta urcă aici da. Și joacă. Păi da, exact, da. Și mult. Da. Că doar noi facem suma zecile de ani fiți la punct. Exact. Dar sigur îți iei joacă acolo. Și acum unitățile astea, 2, 3, 2 ocupă poziția asta. 2, vine 3, 4 și 5. Și joci pe toate. Și pe aceea 3, la 13, la aia, la aia. Sigur că nu. 7, 5. Da. Sunt deci, multe, da. Sunt multe, dar după un algoritm. Da, după un algoritm, ne zic. Cum am intrat la 60, trebuie sub 2. Da, ca să nu mai faci 100, acum ai reușești cu restul. Exact. Da. Acest lucru de, pentru copii din clasa 1 este spectaculos. Așa se învață matematica, ajutându-te și... Exact. Mi-am trezit cu el că nu vroia să plece de negheșițiu. Deci de aceea am spus, merită la casă jucat până când descoperă și algoritmul, vede, simte el exact cum anume când a ajuns la 50, probabil că la cifra 10 îi trebuie altceva. Da. Bun. Hai să șterg tabla și să ne ducem la clasa 5 ani. Da, sigur. Poți mai fac? Da. Tu lucrează acolo. Și dacă ai găsit, auzi, lucrează cât mai mult în variante. Și ne poți prezenta, dacă ne trebuie de șmecherie, ne poți prezenta o foaie, două foi cu toate variante. Da? Mă, că e după un model. Da, dar scris după un model. Da, 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 au da. 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 Și pe aceea facem și la două de care vrei tu. Problema 8 de la pagina 95, da bine? 8 de la, 8 de la 95. Da. Un dreptunghi are lungimea egală cu dublu lățimii. Un dreptunghi are lungimea egală cu dublu lățimii. Egal cu 2 el mic. Da. Și perimetru de 0,54 dam. Perimetru egal cu 0,54 dam. Da. Deci, calculați lungimea și lățimea dreptunghiului. Asta e ușor. Nu știu, e chiar ușor. Scrie că lungimea e... am scris deja. Scrie 2 pe lângă... Deci perimetru este egal cu 2 pe lângă, zi, vorbește, că eu nu știu ce. 2 pe lângă 2L. Pe lângă el mare, nu știu ce el mare. Dar unde să locui de pe el mare? Este din formula și pe lângă. Ca să locui. Deci, pe lângă, egal cu 2 pe el mare, tu se egal pe din parte și cu 2, pe lângă. Egal cu 2 pe lângă, 2 ori 3 pe lângă. 2 ori 3 pe lângă. Adică egal cu 6 lămi, da? 6 lămi. Și egal cu, dăm problemă, adică apin. Și zic acum, 6 lămi este egal cu 0,54, da? 0,54. 6 lămi egal cu 0,54. Da, da, acolo, pe lămi, ce centimetri? Îi dam. Nu e mic, e dam. Și atunci, dacă ați zis... Zi. Împărțim pe 0,54. Cum se împărțim pe 0,54? 6 singur, cine este egal? L singur egal cu? Da, dar mă gândesc ce e lângă ăla, ce e dimensiune. Păi, el este în dam. Da, în dam, pentru că dacă de 6 ore ăsta egal cu 0,54 în dam, el e în dam. Da? Deci, atenție. Daria spunea, el mă întreabă lui ăsta în centimetri, în milimetri. Asta vorbeam și noi. Nu contează. O secundă.
Dar că de 6 ore ăsta face așa ceva, înseamnă că în dam este el. Sigur că dau la urmă ea, i-am dat un dam egal. De 3 ore atât, este egal părția dam. Deci în dam este lucrat. Cu cât este egal? Ce nu ți-ai clar ție? Ce nu ți-ai clar? Te rog să spun. Dacă 6 x egal cu 0,54, cât e x? Nu doar la 6. X egal cu 60, la cum egal cu 0,54, la 6. Da, nu așa. Da. Am spus că cum se va 0,54 la 6. Și poți abate, abate? Da, pot. Cât este? Egal cu 0,54 la 60. 54 la 6? La 6. Deci, fai, hai să facem la 6, dar bine. Da. Așa. Amplific cu 100. Dar de ce te înseamnă? Și nu împărțitorul. Deci împărțitorul nu are decimale. Se poate face împărțirea asta? Da, sigur că. Hai să facem. 0,54, da. Deci împărțim la 6. Te rog, da, vorbește. De 0 ori, virgul. Tot de 0 ori. Iar de 0 ori. Și 6 în 54? 9 ori. De ce stai cu perioada? Și rezultatul e dam, că dam nu scrie acolo. E cu lui, dau cu 0, virgul, 0 ori, 9, dam. Că dam e ofră. Decametru a fost împărțit de 6. Da? Deci, și câți? Câți e egal cu câți e... Câți metri, că am spus metri. Și metri. Da, dar trebuie să apuc și lungime. Păi nu, hai să faci... Metri. Asta, pe partea. Să transformăm în metri. Câți metri înseamnă Daria? Înseamnă 0,9 metri. Cât? 0,9 metri. 0,9 metri, pe acolo? Da. 0,0, da, înseamnă 0,9 metri? Nu prea cred. Facem scara. Știu că în cobor pot să dau. Nu mecanic. Exactă-ți-ți-a. Și metrii vor fi mai mult sau mai puțin? Da, mai mare sau mai mic? Mai mic, mai mic o să fie. Deci o să fie metrul mai mic decât, da, decât metru? Da. E mai mic. De cât eu? De 10 ori. 10 ori. Vor fi mai mulți metri sau mai puțin metri? E trebuie să scara. Nu, așa e. Deci da. Metru. Da. Hectometru. Kilometru. Mundiar, domnul profesor. Decimetru. Mundiar. Are la... Nu, la pătrat. Nu. Hectometru e tot la pătrat, nu? Atenție, la pătrat. E la pătrat. Da. Hectometru la pătrat înseamnă hectare. Da, decimetru, centimetru și milimetru. Da, vede, noi aici sunt. Uite, profesor, David. Și fiindcă mă gândesc la unul de desubt, vor fi mai mulți sau mai puțini metru? Nu mă gândesc așa atunci. Când cobor, o să aduc mai multe greutate de la jos. Să poți că nu e mai ușor, poți să duc mai multe greutate. Și când nu poți, duc mai puțină. Așa. Adică când cobor, nu mulțumesc. Da. Și când fac mai. Așa. Și deci acum? 0,9. 0,9, zice bine, da? Da. Deci egal cu 0,09 metri. Așa mai gândit. Și egal cu departe câți centimetri? 90 centimetri. Și egal câți hectometri? Mai mult ca 10, 100, 1000. Exact. Te duci de la Dan, de la Dan te duci. Ah, da, de la... Da, sigur. De ce să te duci de aici și muncești așa? Că ne-ai avut de Dan mai devreme, care era foarte aproape de hectometri. Și atunci cât vor fi? 0,09. Păi ai 0,09. 0,09. Așa, da? 0,09. Și egal cu câți milimetri? Ca să spui, dacă e o hectometru. Hectometru. Egal cu 900 de milimetri.
Corect. Se calcă 900 de milimetri, când te duci aici la centimetru. Da. 900 milimetri. Da. Ei, am aflat că el mic, s-a aflat și pe el mare. 0,09, poate 0,08. Deci cel mic este egal cu 0,09, da. Și el mai e egal cu 0,18. 0,18, da. Întrebarea este, care e aria dreptului? Care este 0,18 ori 0,09? Lungimea mulățimea întâi. Da? Deci aria, spune, aria. Dreptului. Este egal cu lungimea ori lățimea și egal cu care o să mulțiți 0,09 0,18. 0,09 0,18. Îmi da? Sigur că da. Da, sunt amândouă. Dacă una a fost într-o unitate și a cealaltă în altă unitate măsură, dar de ce mai și că nu mulțim? Ca să vină? Cât face? Și în mod normal, ca să, așa, ca și cum am mulțit 18 cu 9. Da? Deci dacă mulțim pe 18 cu 9, așa, știți ce mai rămas de aproape de 9, 7, 16. Și acum vedem 1, 2, 3, 4. Deci 0,18 ori 0,0. Și acum 1, 2, 3, 4 și vine 0,0162. Ce sunt aria? 0,0163. Da? Da, la a doua. Ei, vreau să spuneți câți decimetri pătrați. Egal cu câți decimetri pătrați. Deci decimetri. La a doua. Din 100 în 100. Îmi mulțeam cu 100, 100. Da? Cât e Daria? 162 decimetri pătrați. 162 pentru că sunt... Sunt două scări și înseamnă 10 la a doua. 10 la a doua, 10 la a doua, 10 la a patra. Da? Ca și cum am mulțit cu 10 mii. Da. Da. Cum? Nu-i dat bine așa. Nu-i dat bine? Da. Dacă am două scări, nu mă țeam cu 100. Păi, dar crezi că descrezi din 100-100, da? Da. Păi, crezi că descrezi din 100-100. Și am două trepte, 102. 100 ori 100? Ori 100 ori 100, cât e? Păi, cât este? 1-0-0-0-0. Cât ți-am? 100 ori 100? Am mulțit cu 100. Adică aș face 10 la a doua, ori 10 la a doua. Da, știu. Cât face 10 la a câta? A patra. A patra. Deci 40. Și acum sunt 40 mari. Și fii că mai mult, e 1, 2, 3, 4. Deci eu zic 162. Și eu zic bine, 162 decimetri. Nu? Că sunt 40. Da, da. Poftim? Da, e corect ce spune. Da. Și egal cu câți, câte ani, câte ani. Câte pui? 0,016. Așa, cât am pătrat înseamnă ani. Deci 0,162. 0,0. Corect. 0,0162 ari. Pentru că dam înseamnă ari. Și câte hectare? Câte hectare? 0,0062. Deci câte zero? 3. 0,0062 hectare.
Așa, da? Stânga. Da. Mai are o problemă. Te rog. Să-i faceți. Da, 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 da. 9 de la pagina 95. 9 de la 95. Un drumuni are lungimile laturilor de 3 metri. Centimetri, pardon. Deci un drumuni are lungimile laturilor. Una de 3 centimetri. 3 centimetri. Una de 0,0004 hectometri. 0,004. Încă un 0. 3 de 0, da? Și 4 hectometri. 4. Și una de 0,05 metri. 0,5 metri. Deci toate unitățile sunt diferite. Desenați în caietul vostru pătrat, care are perimetru egal cel al triunghiului. Un pătrat. Deci după ce am văzut triunghiul acesta cu dimensiunea acesta... Și facem perimetru. Nu știu dacă faci un perimetru. Îi facem după de-aia ce vreau am desenat. În caietul vostru un pătrat care are perimetru egal cu cel al triunghiului. Păi nu înțeles. Păi nu înțeles probleme. Cu alte cuvinte, trebuie să facem un perimetru triunghiului și până să desenăm un pătrat. Încât perimetrul pătratului să fie egal exact cu alte triunghiului. Face examenul. Perimetru. Cu ce este egal, te rog? Perimetru. Triunghiului. Tot un metri. Tot un metri, da? Da. Sau? Așa vrea el, un metri, la asta. Metri. Adică? O să fie de 0,03 metri. 0,03 metri plus? Plus 0,05 metri. 0,05 metri. Și plus? Scara 10,100. De la metri este 100, deci o să fie 0,04. Așa. 0,04 metri. Metri. Și cât final? Deci final va fi 0,12 metri. 0,12 metri. Bun. Și acum trebuie să construim un pătrat. 0,12 împărțit la 4. Vedem dacă se împarte la 4, ca și știm la 4, da? Se împarte la 4. O să fie 0,03. Deci 0,13 împărțit la 4. E dat cu 0,03 metri. Adică 3 cm. Și de aceea construim un pătrat cu latura de 3 cm. Da. Cât va fi aria? Am putea afla aria pătratului? Da. Cât este? Da, în ce mulțumesc? Sau... Ia în ce vrei tu? În centimetri sau metri? Eu am făcut în centimetri de la aria. Da. Da. Și ți-a dat tot 3 cm. Zici, și acum aria... Nu. 9 cm pătrați. Deci aria pătratului egal cu 9 cm pătrați pe care îi vreau în hectare. Hectare sau centimetri? Deci 9 cm pătrați îi vreau... Centimetri hectare? Da. Ok. 10 la 10 la 8. 4, 8. Deci 10 la a 8 astfel, da? Gata. Cât faci? 0,00. Cât de 0? 7 de 0. 2, 4, 6, 7 și 9, da? 2, 4, 6, 7, 8, da? 0,09 hectare. În A. Eu zic că scara e cea mai bună. Sigur, da. Dacă ea și-a imaginat. Ea o are în cap, zice, da? Sigur, da. 1, 2, 3, 4 la hectare.
care sunt 4, 2 care fac 8, 0 și dacă mi-a fost că fie 7 și 9. Vreau să mă întreb, dacă eu sunt la centimetri, vreau să mă duc la hectometri, eu mă duc doar până la scara de sub hectometri. Păi spații de numeri. 1, 2, 3, 4. Spații. Eu mă gândeam să iau și pe aia care este deasupra de hectometri. Nu, am plecea de la kilometru când este spațiul ăla. Deci, tu numeți spațiile, mă, sunt aici. Sunt la milimetru. Urmează 1, 2, 3, 4, 5. Da? 5. Că mi-ai dat probleme câte cuburi ca vântul cu. Da, da, da. Da, eu îmi doresc câte cuburi ca vântul cu. Pentru că cuburi îmi ducat, dar nu te vădăm. Am și găsit-o. Legea la pagina 110. Deci 10 de la 110. Deci o cutie cu medicamente este un paralelepiped dreptunghic ce are L mare egal cu 4 cm. Deci L mare egal cu 4 cm. Și L mic egal cu 2 cm. Deci. Și H egal cu H mic egal cu 1 cm. 1 cm. Câte cutii sunt necesare pentru a umple un box cu lungimea de 96 de cm? Deci câte cutii sunt necesare pentru a umple un box cu lungimea boxului, deci astea așa. Cele mici paralelepipede. Și acum, ca să umple un box cu lungimea de 96 cm, lățimea 20 cm și înălțimea 25 cm. Foarte interesant. Era mandat. Vedem întâi ce înseamnă paralelepiped dreptunghic. Era lungime cu lățime, înălțime. Aici. Pentru volum, nu? Volum, da. Aflu volumul la Dar ce sunt toate fețele? Așa. Aflu volumul la amândouă și din volumul la cea mai mare, scădeam volumul cea mai mare. De ce să scădeam? Care e logica? Pentru ce ai zis tu scădeam? Îți s-a întâmplat. Păi da, trebuie să spunem lucruri care să aibă o logică, nu ne... Ca să afli câte... Câte... Câte cutii mai mici, cel mare, la cel mare. Da, sigur, ca să vezi câte o să cuprinde la mică, cel mare, da? Avem să fac 36, 96 plus 20 plus 25. Cum zice? Volum? Aici, dacă are, pentru are mulțim, la volum, e mulțim cu toate trei. Adică și înălțimea și înălțimea și înălțimea. Sigur că are. Deci la volum, anumim dimensiunea asta, asta, altă și până cealaltă și ne mulțim. Adică la primul volum va fi de... Dar importanță ca număr. Deci eu vreau să-l acționez. Nu mă interesează numărul ăsta. Capitalism. Și spun așa. Aflăm volumul unei cutii mici, aflăm volumul cutii mari și împărți volumul cutii mari la volumul. Asta, cutii asta mă interesează. Să putem afla câte cutii se pot... Deci, hai să zicem, volumul cutie mică. Da, volumul cutiei mici. Egal cu 8. 4, ori 2, ori 1 și egal cu 8 centimetri de tare. Centimetri. E vorba de trei dimensiuni, ia uite. De-aia că sunt trei dimensiuni. Metru, 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 metru la trei. Centimetri cubi. Și volumul cutiei mari. Mici. Da, spuneți mici. Da? Și cutiei mari.
96 ori 20 ori 25 și egal cu 48 de mii cubi. Și acum, ca să vedem numărul lor, numărul egal cu numărul lor, 48 de mii, deci centimetri cubi, centimetri cubi, poate ce la 6 centimetri cubi, la 8, la 5, centimetri cubi, face 8,48, 6,000, 6,000 de cubiuțe mici, 6,000 de cubiuțe mici, 6,000, cutii mici, da? Numărul 9. Da. 6.000 cutii mici. Acum, întreb eu, cum le așezăm? Este foarte important cum le așezăm pe cele... Eu am înțeles. Adică vreau acum să spuneți. Punem un rând, 2, 7, 9 și întrebarea este câte astfel de rânduri sunt? Încât se încapă perfect. Cum ai mare e cum? Care e lungimea? Care e lungimea? Stai să vă spun. Mă interesează cum așezăm pe cele 6.000 de euro. Așa, așa, da, să vedem dacă încap. Păi, spune regulă că încap. Stai 2 secunde. Deci, întrebarea este dacă încap. Cum? Ce i-ați întrebat la profesor? I-am întrebat așa, că sunt 6.000 de cutii. Da. Dar întrebarea este cum de așezăm? Aha, în basul mare. Când așa, păi așa, păi... Așa, 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 în rândul, dar dacă încap pe un rând jos, stați, pe dirupul perfect... Și așa se nângări. Davide, uite-te un pic la lățimea basului, 96. Uite la lățimea cutii mici. 4. Deci ce trebuie să faci? În parte 96 la 4. Că și după aia pe 20 la 2. Și cât de 96 făți la 4 și la 4? 24. Da, 24, da? Nu, nu. Pa, 20, da, 24. 24. 24. 24 pe lungime. Da. Și acum pe lățime câte vor fi? 10. 10. 24 ori 10? 24. Pe primul rând câte vor fi? 240. 240. Și câte rânduri în înălțime? 25. Și autorul are grijă ca acest lucru să se întâmple la dimensiune. Că dacă nu se întâmplă așa, am aflat mai volumul tot, volumul mare, am aflat și la mici, știm că intră de atâtea ori. Exact. Dar dacă nu este respectat, așa cum s-a spus, 96 cu de 4, se cuprinde de numai exact de ori, și lămic în lămare, încât lămare ori lămic să fie făcut mai întâi. Asta trebuie să facem, lămare ori lămic. Exact, și am făcut 94 ori 10 și 4 ori 2. Da, așa am ajuns la 240. Și am ajuns la 240. Și cum am o singură centimetru. Un singur centimetru, înseamnă 240 în rândul ăsta. 240 în 25 de rând. Să nu poți fi mare. E mare. Da. Mai am o problemă. Te rog. Problema 15, la pagina 118. 15 de la 118. Se construiește un bazin pentru un not în formă de paralelepiped rășunic. Un bazin în formă de... Paralelepiped rășunic. Paralelepiped rășunic. Cu lungimea de 25 de metri. Lungimea 25 de metri. Lățimea 12,5 metri. 12,5 metri. Și adâncimea de 2,5